că noi nu acceptăm ca politica să se facă prin metode de corupere politică, de presiune, de șantaj, ceea ce se întâmplă, din păcate, astăzi la noi, că fiecare partid care participă la crearea unei majorități trebuie să se bazeze în primul și în primul rând pe propriul rezultat politic care a fost obținut într-un scrutin electoral și nu pe un număr de mandate care poate fi achiziționat ca la piață.